Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului consilier local al Comunei Ghileciu, al domnului Andrei Nicolae, membru al Partidului Național Liberal, ca urmare a lipsei nemotivate la trei ședințe consecutive ale Consiliului Local de Ghileciu. Cer scuze. Permiteți, domnul președinte? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghileciu și structurile subordonate de Consiliul Local de Ghileciu. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului acordat la evaluarea performanțelor profesionale Secretarul Comunei Ghileciu pentru activitatea desfășurată în anul 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acord de înfrățire și cooperare între Comuna Ghileciu, județul Bacău din România și Comuna Chioselia. Chioselia. Raionul Cantemir din Republica Moldova. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurat în cursul anului 2018 de către beneficiarii legii 416-2001 cu modificările și completările ulterioare. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în statele componente ale Comunei Ghileciu, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a prin concesionare acestui serviciu de operare a instalațiilor de DC-uri în județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei persoană lună, pe lună, taxă urban și 4,07 persoană pe lună, taxă rurală, aferent anului 2018. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local de Ghileciu numărul 50 din 11-11-2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. 13. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Ghileciu adoptate în anul 2017. Punctul 14. Rapoarte de activitate pentru activitatea desfășurată în 2017 de către consilierii locali. Și punctul 15. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cer întrebări diverse. Toate aceste proiecte au fost inițiate de domnul primar, Așa, începem cu punctul 1, nu? Cine este pentru? Împotriva, abține? Am o propunere. S-a ascultat de domnul Popescu. Apoi ne poate o face treaba, că durează în ocazie de multe proiecte. Da, ascultăm. Bună ziua și la mulți ani. Bună ziua. Eu am o problemă foarte familiară, care mă cunoaște toată lumea, care nu mă cunoaște, nu știu. Eu am cumpărat o casă cu teren în 97. În 2005 mi-a apărut un titlu lângă mine, care pe mine m-a eliminat de acolo din titlul meu de proprietate. Deci eu am titlu autentic, deci eu nu mai sunt titular. Dar acum, deci ca să scriu, ca să zic repede de scurt, ca să nu vă țin prea mult de vorbă, vreau, cu data de astăzi, scris, semnat și ștambilat. Dacă sunt cetățean al comunii, ca să pot să am dreptul și eu la primărie, arhive sau cadastru. Unde locuiesc, ce vecini am și cu cine și ce? Asta întrebi drepturile cetățenești. Ca să intrăm în prea multe amănunte, nu și are loc. Deci, îi dăm la judecătorii sau la Curtea Constituțională, unde am fost eu pe data de 18, poate vă poate confirma acest clip. Care am așteptat și pe cei oameni care sunt în dilemă cu dânșii. Poți să te îndomne, nu să puteți să citiți dumneavoastră ca să vedeți... Unde este situată casa? Pe 18. Este pe un teren nedrebnic, adică nu, pe un teren de veterani de război, dar acești oameni care au venit cu un titlu de proprietate prin modificare, care nu există om care a făcut război să aibă două veți, două buletine, două războaie, ca să aibă două titluri de proprietate. Deci sunt mai multe dificale de vorbit, care eu le știu pe toate, deci m-am zbătut ca să ajung în niște probleme adevărate. Eu am fost la Curtea Constituțională, mi-am luat cuvântul... Ce trebuie să facem în viață? Eu n-am înțeles. Scris, semnat și ștampilat dacă sunt al Comunii Ghileciu. Ce?
O comunitate. Sunteți cetățeanul comunei Hilegiu, aveți casă la Hilegiu cu terenul normal. Fii semnat și ștabilat cu ea. Ce să semne? Ce să semne? Domnule, că m-am prezentat la ședința Consiliului Local. O să fiți trecut în procesul verbal de ședință și o să vă dăm o copie după el, prin care v-ați ridicat problema. Dacă sunt bine, dacă nu sunt tot la fel, scris și semnat și ștabilat. Dar pe ziua de astăzi. Da, ok. Da. Mai lungim vorba? Nu, dacă vreți că e nevoie să o lungim, putem să o lungim. Nu, nu are niciun. Nu, dar puteți să faceți o ajutare cu adevărință, domnule. Când vreau să cetățean, pentru domnul că e cetățean, e dovada de rol. Și da. Deci, am solicitat arhivele, am solicitat catastru, am solicitat toată lumea. Deci nu. Iar dacă aveți un conflict asupra terenului, care l-ați cumpărat cu titlul de proprietate și mai vine și altul cu un alt titlu. Nu, stați un pic. Atunci, nu stabilește nu pasă în local, nu stabilește instanța. Deci, ăsta e pierdut. Da, deci am solicitat arhivele, n-am avut prioritate. Am solicitat cadastrul n-am avut. Ăsta e titlul de proprietate care mi-a venit acolo și peste mine, prin modificare, cu alt titlu. Deci în 2013 a avut un teren, în 2017 avea două terenuri. Nu mai înțeleg nimic la primăria. Ne-ați solicitat acum adevărință de rol în care sunt să reiese? Nu. Păi eu sunt titular al comunii de lege. Nu ești titular, mai poți. Nu, cetățenii au comunii. Dacă ești șeful, patronul nostru, aveți buletin? Adică de ce? Ce scrie pe dumneavoastră la domicil? În domicil, ce scrie la buletin? Aici e mai bun domnul, atât stai să ne ducem. Măi, omule, dar vreau de primăria comunii Hilegiu scris, semnat și tangelat. La diferență de rol și aia e tot. Atât. Atât, aia e. Am vă mândat domnul Adelea, dacă vă ajută. La diferență de rol, care vă ieși în mandatul și-a solicitat-o. Nu știu în câte gânduri să viu la dumneavoastră sus. Am venit la principiile dumneavoastră, vă interesează pământ cu alte, nu dumneavoastră. Nu, am eu. Nu. Vedeți că am intrat din lucrurile de aici. Dar aveți mai mult decât terenul. Mie nu mă interesează pământul alte. Mie nu mă interesează ce s-a întâmplat acolo. Da, dacă vreți acum de emergență, o să dea acum domnul. Da, foarte bine, mă duc acolo. Da, cum e de să trebuie la mine și să trebuie să atât am văzut. Nu lăsați portofiul aici, că da. Da? Deci, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al Comunei Hilegiu a domnului Andrei Nicolae, membru al Partidului Național Liberal, ca urmare a lipsei nemotivate la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Hilegiu. Articolul 9 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali prevede că lipsa nemotivată la 3 ședințe consecutive ale unui consilier local, domnul Popescu, pe rolul unei are casă. Are ca urmare încetarea de drept a mandat. Nu știu că domnul Andrei a lipsit la ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie, e încetată de drept coordonatorul de consilier. A lipsit 3 ședințe nemotivate. Ce este pentru vă gândesc, poate îi dau la Erastaciu. Împotriva abțineri, este un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Hilegiu și structurilor subordonate Consiliului Local de Hilegiu. Față de organigrama pe care am aprobat-o în luna iunie, de această dată, la poziția 14, se transformă un post ca urmare a promovării examenului care s-a desfășurat în luna noiembrie, de promovare în grad profesional. Este vorba de domnul Ardeleanu Ion, care promovează de pe gradul profesional principal, pe gradul profesional superior. Celelalte posturi rămân aceleași, un număr de 46 de posturi, două funcții de demnitate publică, 26 de funcții publice și 18 funcții contractuale. Promovează cel mai bine. Nu toate ocupate. Promovează. Da. Dar cine este pentru? Mult succes, domnule. Potriva, abțineți. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului acordat la evaluarea performanțelor profesionale secretarului Comunei Hilegiu în activitate desfășurată în anul 2017. Hotărârea Guvernului 611 stabilește că anual funcționarii publici sunt evaluați asupra
performanțelor profesionale. Secretarul comunei este evaluat de către primar la propunerea Consiliului Local. Ceilalți funcționari publici sunt evaluați de către șefii direcții. Și pentru că am o relație de compoziție cu doamna secretară și face treaba și reproșez, eu am propus calificativul foarte bine, dar nu sunteți de acord. Foarte bine. Nu aveți altcine de pentru? Așa, scoică. Nu, proiect de hotărâre privind aprobarea cont de întrețire și cooperare între comunele de județul Bacău din România și comuna Chioselia asta, Raionul Cantelitere. Și mi-a fost foarte la început să dau citire numele complet. Am tot zăpăcit până când am aflat dacă se numește. Știți că anul ăsta se plinesc 100 de ani de la Marea Unirii. Am fost cu toții, să spunem, rugați, între ghilimele, de către autoritățile centrale, să încercăm să avem activități de genul respectiv, să ne înfrățim cu localități din Basarabia și în urma sprijinului, mă câteva cunoscuții, am ajuns la domnul primar Alexandru de Chioselia, Raionul Cantemir, localități din Raionul Cantemir, mai sunt înfrățite cu comune din, și orașe din județul nostru, cu Măineștiu, cu Dărmăneștiu, cu Berzunțu și nu știu cu care. M-am gândit să facem această înfrățire între cele două comune și pentru că eu o simt așa sufletește și sunt convins că mulți dumneavoastră simțiți ca și noi, ca și mine. Undeva la 3 luni în mai vor veni o delegație din partea lor aici la noi. Vom merge, cred că și noi, cumva, și cu dumneavoastră, și cu noi, la primărie. Cu ceva cadouri la Picova. Cu cadouri la Picova, că se ieftine acolo. Undeva e aproape, aici, în zona de Galați, la vreo 40 de kilometri. Destul de aproape. Da, la Picova, acolo e Picova, sus, altceva. A fost acolo, da. Sunt prețuri foarte mici. Și am gândit-o undeva la 3 luni mai, să o legăm și cu alte activități, vedem ce am putea face cu garnizoană, cu oficialități, să iasă un eveniment frumos. Am trimis către Ministerul de Externe și Ministerul Dezvoltării, dacă nu mă înșel, pentru obținerea vizelor, am obținut avizele, urmează ca într-o zi pe care o să o facem să ne întâlnim și să semnăm protocolul de înfrățire. Ca apoi să facem și noi o vizită, să legăm prietenii economice, culturale și nu mai știu cum. Căsătorii, până la urmă. Deci vreau să vă spun că nu știu cum simțim noi, dar ei simt mult mai mult decât noi. Am avut întâlniri cu ei pe la Moinești, pe la frații, deci din frații nu ne scoate. Adică o simt și o spun, cum să spun, cu limba lată așa și chiar își doresc lucrul ăsta. E adevărat, sunt foarte mulți rusofoni acolo, că știm cu toții ce s-a întâmplat și situația nu are să o dezbatem acum. Da, dacă sunt întrebări... Pentru... Lui trebuie reprezentarea președinței. Atunci să spunem că o să-i dăm produs copii după procesul verbal de ședință. Dar și. Dar asta nu cred că trebuie. Da, e diferență de rol, da. Omul să vrea să arate că tu ești un ilegiu. Omul are o casă la ilegiu cumpărată din 21 cât, pe un teren pe care îl stăpânești mai mult decât ar trebui să stăpânească. Lângă el, faptul face că e o persoană care are teren și nu-i convine terenul respectiv. S-o băga vreo 3/4 la el, îl ocupă și astăzi, omul câștigat în instanță, nu-l poate scoate acolo nici cu executorul, e obraznic. Litigiile astea nu se rezolvă. Deci niciodată. Dar are o tărâre judecătorească, definitivă și irrevocabilă, tot el judecată, cu multe, dar... Cu plângere penală, adică nu se satură doar pe partea A, merge și pe partea penală. Nu e mulțumit de rezultatul cazuri, da. Da. Dar cine e de acord cu întățirea noastră, cu Alexandra? Să nu umbli, dar tu la Picova să nu umbli la colecția lui Băsescu, care e colecția. Deci eu vă promit că atunci când o să mergem, vă invit pe banii dumneavoastră, ca și pe mine de altfel. Putem merge cu microbus, cu toții, chiar n-am nicio problemă, suntem aproape, e vorba de 3 ore de mers cu mașina. Cei la Beruț au fost inclusiv cu Gabriela Comănici, da, acolo. Da, 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 nu trebuie vorba de altul, nu trebuie vorba de altul. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2018 de către beneficiarii legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. Da. E un program pe care îl aprobăm în fiecare an.
La începutul fiecărui an, după cum știți, noi avem destul de puțini, chiar foarte puțini, spun eu, beneficiari de ajutor social. Nu am decât vreo 9 sau 10 cu drept de muncă. 22. Da, 22 cu tot cu cei care sunt abs de muncă, cei bolnavi, cei în vârstă. Mi-aș dori să avem mai mulți, sincer să fiu, măcar un 20, nici foarte mult, că nu vreau să încurajez munca și lenea, dar vreo 20-25 mi-ar ajuta pentru că avem o comună grea și măcar pentru curățenie pe drumurile comunale ar fi ok. Nu vin la muncă. Nu. Deci în schimb de două în două luni, le primesc dosarul și nu se fac orele care trebuie să le facă. 30-40 de ore pe lună, nu știu, fac 10-15 sau nu vin deloc. Și atunci se suspendă și asta e. Da, și acum un plan de măsuri pe care, nu știu dacă e nevoie să-l citim, că știm cu toții, activități pe care ar trebui să le facă. E curățenie a șanțurilor, de promotare, de... S-ar întreținere de... centre, de frișare vegetației în șanțuri, întreținerea și curățarea șanțurilor, spații verzi, ecologizarea cursurilor de apă și alte activități de interes și utilități publice. Mă întreb cum reușesc la de comunță de 400-500, au plasă în Dulien, pe la Limpiescu, la 400 de ori. Nu știu. Da. De asta vă spun, dacă credeți că aveți vecini, rude, tine, care nu au sprijin financiar, absolut, nu au venit deloc, și vor să facă 4-5 zile la muncă, la primărie, să nu-i fi rușine să dea cu mătura în fața, în centru, suntem deschiși și încercăm să integrăm. Măcar deci să ai har să-și dăruiesc, asta clar. Clar, problema e că acolo unde sunt copii, unde sunt copii în casă, venitul e destul de ok, spun eu, decât deloc. Adică la o familie cu doi copii și doi adulți, undeva la vreo 500 de lei. Mai iei de la stat iar 200 de lei alocați, sau cât mai e mărirea aceea, nu știu cât este, e mai mult decât deloc. Și vei 5 zile la muncă, la primărie. Să dai cu mătura și să plăți un șapte. Dacă este nerovene în zilele alea, da. E nu. Mică. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotriva ține? Proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în statele componente ale comunei Legiu, județul Bacău. Am primit avizul de la prefectură și de la comisia de domnul Teamă și cum se numește exact. Și urmăm pașii următori să o aprobăm astăzi și îți dăm de comandă de plăcuțe, apoi să încheiem contractul firma care va face. Următoarea ședință vom aproba nomenclatorul. Deci știți că s-au atribuit în fiecare localitate denumiri noi de străzi. La Helegiu, strada principală va, la DN, va primi denumirea de Alexandru cel Bun. Strada aceasta va fi preot Constantin Badiu, fiind o personalitate locală. La Deleni, strada principală din Helegiu până părinte preot Pahomie, la Drăgucești, strada învățător Donțu Ioan și la Brătila, strada Alexandru Ioan Cuza. Următoarea fază va fi atribuirea de numere, deci vom aproba nomenclatorul stradal la următoarea ședință. Atât, da? Da. Cine este pentru? Cu ulițele, dacă sunt ceva discuții, da. Da? Da, nu să fac aici cu ulița Bărcăceană, dacă trebuie să spui tu, dacă aveai ceva de spus. Deci, în mare parte, s-au păstrat denumirile vechi, așa cum au fost în evidența domeniului public din 1999. Cred că primul cetățean acolo în zona respectivă a fost Bărcăceanu. Și te-ai ajutat denumirea strada Bărcăceanu. Putea să fie și strada... Nu mi s-a părut corect și nimănui din acea zonă nu mi s-a părut corect și am avut o discuție vis-a-vis de Sorin, dar am ridicat mâna totuși și am votat, deci nu am mai zis nimic. Sincer, nu mi s-a părut corect, pentru că acest domn nu este născut acolo, nu a stat acolo, adică este venit acum. Deci este primul om care a stat acolo în zona respectivă. A, era o rușine să dăm de la Ionița sau... O știți cu toți acum. La cât e de numiri zi? Operate sunt în România, adică nu e. Asta a fost problemă să fie asta. Și o putem schimba, adică nu... Dar nu are rost.
Păi nu, că la Doința am fost foarte multe ori cu poliții, cu alte probleme. Mai dau și de numiri de strada. La Chimie, așa, Tazlău. Strada Tazlău, da, era foarte bine. Cafa, este strada Cafa și toată lumea știe de strada Poștăiță. Dau un exemplu. Și acolo strada... Aici strada Cafa? Nu, așa a fost prins domeniul cu... Strada Tazlău. Ca să o modific, acum ar trebui să din nou la... Hai să mă, pentru două persoane, lasă-o așa. Da, deci mai e așa. S-a votat. Deci nu mi-am zis că dată până am spus atunci, că am observat că n-am văzut importanță, ce să... Dați importanța asta. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Da. Aici, după cum am discutat la început și pe comisii, cei de la DIS propun triplarea taxei de la 2.000 de lei la 6.000 de lei. Luați cu da. Da, nu știu. Dacă aveți ceva de discutat, dacă credeți că e ok, mergem pe suma veche, eu nu am ce problemă, dar țin la banii. Păi, să luăm un ordine de... Țin la banii. De bun simț, domnule, când mărești-o, nu știu, scumpești pâine. Păi... Asta e și un motiv. Adică să scumpim materia primă. De exemplu, la unei... Deci dacă nu se mărește cotizația triplu, ar trebui să primim și servicii, nu știu, trebuie. Sau nu trebuie, da. Da, da, se mărește cu un procentaj, cu un 10%, dar nu cu 300%. Poate dau o explicație în sensul, dacă nu rămânem la... Nu aprobă. Acum știți cum e testul timpul atenți cu ADIS-ul, că e mai bine așa... Ajungem la ei la poartă, colindul. Da. Sau ei la noi. Cel mai degrabă ei la noi. Ei au nevoie de grabă noi. Grabă ei la noi. Da. Vă ce se întâmplă toate comunele astea, toate orașe. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de legare și concesionare a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Către Ecosul. Da. Aici, din punctul meu de vedere, este ok, pentru că deja este un contract încheiat cu Ecosudul, prins în primul contract inițial. Cerula 1, cel de-al Nicolae Băcescu, se va închide imediat și operatorul care poate desfășura licitație este Ecosudul. Noi, ca membri în asociație, cred că e normal să aprobăm, să votăm, pentru că nu e mult și tot către ei. Se vor da drumul și celorlalte puncte, Găiceana, Berești, Aslău și Onești, și cred eu că ar veni sprijinul nostru, cel puțin al nostru, al elegenilor, care n-aș mai fi obligat să duc... Doamna asistentă, puteți veni cu un pic, avem o problemă cu cineva. Nu știu ce, nu știu ce. Da, pentru nou ne-ar conveni mai mult să dea drumul la Onești pe acea stație de transfer. N-ar trebui să mai merg 50 ceva de kilometri până la Bacău și nu numai asta. În rampa de la Nicolae Băcescu e dezastru. Am stricat mașina de două ori. Nu știu cât o să ne mai permitem să o întreținem. Pentru noi pe cheltuie suntem destul de sus. Drumul e sub orice critică până la Bacău, drumul acolo în rampă e sub orice critică pentru că e foarte mult mocel, nămol, intră până la Osii, îl trage cu buldozer de fiecare dată, am rupt mașina aia anul trecut, inclusiv a ieșit grupul cu tot cu, nu știu să vă explic, dar dacă s-a adus ceva din mea. Păi ăla, pe aia se va închide. Este a nimănui, nici măcar nu are autorizație de la mediu, din câte știu eu. E a primăriei Bacău, ei, acum se vor deschide cea de-a doua celulă, Ecosudul va fi firma care a fost desemnată prin asociație să administreze celula respectivă și cred că vom face și noi controlul de nostru tot cu ei și vom duce acolo. E o nebuloasă treaba cu salubritatea, nu știu cum o să scoatem la capăt, o vom vedea. Da. Aici cu prețul personal? Nu. Aici e vorba de Ecosud. Da. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate, conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, respectiv 9,97 lei persoană pe lună, taxă urbană, și 4,07 lei persoană pe lună, taxă rurală, aferent anului 2018. Prețurile includ TVA-ul. Nu știu dacă când s-a folosit. E un singur euro asta, da. Prețul pe care ei merg de 2 ani în urmă, nu știu de când, anul ăsta au crescut față de anul din urmă. Prețul ăsta, astăzi, până nu ne influențează. Pentru că noi avem un alt tarif fixat de noi pe serviciul nostru, cel de 5 lei, care e mai ridicat decât la ei.
Dar asta pentru ca să ne putem scoate din totul pe care noi le avem. Spre deosebire din cei care sunt membri în ADIS, reușim să facem cât reușim și nu e o afacere. Pentru cei de la Romprest, e o afacere din care ei trebuie să câștige. Discuțiile în comunele care sunt în contract cu Romprestul și în orașele Moinești, Dărmănești, nu mai știu care, Onești, Bucuș, sunt vis-a-vis de taxa aceasta care este nu numai că e foarte mare pe Onești sau pe Livezi, de exemplu, dar nu reușesc să o încaseze. Pentru că ei au o evidență de la statistică, de la evidența populației, care nu bate absolut deloc cu realitatea din teren. Și clar așa este. La noi în comun figurăm cu 7.000 de locuitori, 6.700. Dar eu cred că suntem 4.500 acasă. Că 2.000 plecați, 1.000 nu știu drept de studenți, sunt elevi și nu mai știu ce. De asta și sunt în conflict cu Dărmăneștiu, cu Moineștiu, cu Secuieniu, am văzut mai nou acum, și cu celelalte primării care nu cred că au curajul la început să iasă prea mult. Nu știu ce se va întâmpla cu ADIS-ul, mă depășește, suntem vreo să fie bine, nu am niciun interes să nu fie bine și să... Acum, eu cred că nu e nicio problemă să o aprobăm. Și dacă nu credem și noi acolo, zic, doamne, cum mai ești de acord cu prețul ăsta, acum te l-ai votat. Dar oricum e mic la noi. Cum? E mai mic la noi. Eu așa că vis treaba asta, deci cu 5 lei, 4 lei de persoană, dar pe familie, de exemplu, ce te faci acolo, 10 la noi. Dau un exemplu, de facem o discuție, de paranteză. Pe Vale, nu? Sunt aia care au, cum e, la, de lucrează la primărie, Bosoi. Așa, are 4 copii și pe 2, 6. Ăla să dea 300 și ceva de mii plus TVA, 700.000 pe lună. Da, sincer, mi se pare ridicol. Eu nu casez, pentru că mașina mea nu ajunge acolo și eu știu lucrul ăsta și îmi asum găsind un mizeric. Deci eu dau un exemplu. Deci el lucrează și beneficiază de ajutor social. Deci venitul lui este precar. Ca să ajungă într-o bună zi să plătească 70 de lei pe lună el la salubritate, dar de faptul că familia lui este numeroasă, eu nu aș putea ridica mâna să spun. Deci, cu următorul amendament, domne, să plătească 4 lei sau 10 lei de persoană, dar nu mai mult de 20 de lei la urban. Putem veni cu și nu mai mult de 10 lei la... Nu suntem de acord cu prețul ăsta și suntem de acord cu prețul pe ton. Un preț pe care să fixeze pe ton, cum ar fi cel mai înalt. Da, și asta e corect. Da. Produci cu noi, plătești. Nu produci și nu plătești. Iarăși, mai corect decât în situația de fapt. Deci eu... Da, eu nu țin cauza mea, dar țin cauza celor care îi spune. Da, asta e, știm că avem. Cum vei avea cu noi pe albile râurilor sau pârâului sau... Ceea ce spune, nu scop cu noi în stradă, dar la rămân la pârâul. Da, nu e dintre cel mai bine așa cum e la noi. Ai un serviciu pe care îl gestionezi tu, tu știi situația ta din comună, ți-asumi și riscul de a avea mizerie, ți-asumi și riscul de a nu putea încasa, ți-asumi și riscul de a avea 5 oameni în plus, cum avem noi în organigramă, sau 4. Și atunci, dar suntem un caz fericit, suntem doar 4 comune, 4 unități în tot Bacău care rămas situația asta și nici vreau să mai merg la noi. Ne trezim mâine poimni când vor veni pe capul nostru și ne vor obliga să... să desfințăm serviciul nostru și să ne fim acolo unde e vădă. Ideea e, dacă am început cu chestii de colectare selectivă, adică să fie unul dintre lor, că ăsta ar fi un impediment pentru noi. Nu, eu m-am gândit și cred că am să încerc anul ăsta. În sensul ăsta, domnule, noi o facem selectiv, voi nu o faceți, uite, noi avem ceva plus față de ei. M-am gândit, m-am dat un calcul, după cum știți, la diverse doar să discut și să adiveți pentru următorul ședință, că să din punem de comun acord. În ultimii 2-3 ani am avut mereu în discuție acele locuri în care sunt cu noi în comună. M-am gândit-o că anul ăsta să fac 2-3 în sat, în satul Helegiu, că e cel mai la de mână, că e central, și să vedem ca un pilot cum ar funcționa și cum ar merge. Pentru că dispun de containere pentru o strângere selectivă, pe sticlă, pe hârtie, pe... Și măcar în două puncte, în partea centrală, putem să-i dăm drumul. Bă, ar fi bine zis. Mă gândesc în centru la fiecare. Eu cred că acum că ar fi bine. Dar mi-a aruncat omul în grâu. L-ar arunca. Tu e dezastru. Deci eu am rămas surprins. Am fost cam insultat ca o paranteză. Am zis, doamne, să facem o alimentare de apă de led cu tot la Drăgugești în Pitofleana. Am fost acum 3 săptămâni, urmă când ai de a ninge și a fi rău, tot acolo, pe și m-am întors pe, am gândit eu, că poate mai bine să mă întorc la fabrică și planeai un rusul la Vale. Câtă mizerie am putut vedea acolo, vă vedea lui... Nu mi-a făcut cruce, nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Înțeleg în Pârâu, că e ușor să duci la Vale cu căruța, dar să duci căruța cu noi la deal,
este exagerat. Deci nu pot să înțeleg asta. Toni, de duc un rezervator acolo, dar când mă duc acolo, mi-asum două, trei cauciucuri sparte, găurite și de ce face. Așa e, deci nu e sigur ăla. N-am fost acolo de vreo 2 ani de zile. Deci n-am avut ce făcut, acolo ducea pe râul ăla. N-am stai să luăm roata, că era rău acolo la vâiră și am stai să luăm roata, să vedem și ce mai e pe aici. Deci, dacă noi am montat, deci, raportat la cazul ăsta, dacă noi am pune niște containere acolo la Sava, pe deal, cred că sigur nu le-am mai duce la ta. Mă înțelegeți ce da, nu știu, da. Deci dacă le-am pus sau la mai jos de unii ori n-ai o stână. Trebuie să o gândim așa. Dacă am pune acolo și mașina noastră ajungă. Acolo ar putea ajunge. Deci pe dealul bisericii, chiar acolo la capul unui pat încoace. Deci eu nu cred că doar numai trebuie să fii bolul la cap de tot. Adică, domnule, dacă am oportunitatea să-l arunc aici, dar ce să mai car încă un kilometru până în Izlat, să-l arunc acolo. Da, aș putea ceva. Ce facem cu prețul ăsta? Păi ajuns măcar ne abțin, problema, nu știu. Cine este pentru? Potriva, abține? Abține, abține. Este foarte bine. Fiecare stat, de exemplu, fiecare mie, poate la 200 de lume, dau un contract de stigma. Exact. Nu poți să plicești. Nu am să te duc. Nu știu. Prețul pitoane ia nu-i bun, pentru că am văzut la porțile oamenilor în start de ei. Nu se duc în grădină. Se lasă să putrezească acolo, îi duc și vei duci în fața porții. Și trebuie să duci la oameni să mergi la copii. Știi ce am invitat eu? Știi ce am invitat eu chestia asta cu Țarcu și tu de noi am pasat la unul la altul? Pentru că sunt incapace de a încasa. E un serviciu pe care noi acolo ne-l asumăm și îl suportăm noi. Pentru că nu mai am niciun control pe cei care îmi arunc cu noi la sală, păi, de exemplu. Dacă dar atunci mă compensez pentru că dacă nu îl strâng de acolo, îmi asum să îl strâng de vârful dealului. Unde nu ajung cu mașina, unde nu... Venim cu altul de proiect și punem un preț pe casa activă. Să știți că am început în casă, adică am început să câte cât, acolo unde ajunge mașina se încasează. Ce puțin Bihereciu, cred că e peste 95%. Dacă e mai suportabil, pe Brătirea la fel, că se încasează, se ajunge mașina în mare parte. Cred că și acolo, în urmă, la vreo 60%, cred că se încasează și pe Brătirea, spun eu, dacă da. Pe Drăgugești, mai puțin, dar și pentru că mașina nu merge decât până la Prențul și înapoi. Da, și șurița lui Văscan până la acolo, la atât. Nu poți să-i încasezi unui om un serviciu care nu beneficiază de el. Nu, dacă îmi face selectiv, cartonul selectiv, ăsta, plastic selectiv, mușcalul vine să le ducea. Am avut discuții cu mușcalul. Nu vine. Mușcalul este un om de afacere. Și păi am avut un contract încheiat acum 6-7 ani de zile, când au trebuit să ne înnoim noi autoritățile la mediu, cu Mertul Trans. Era Mertul Trans pe atunci. Când eu am adus, chiar așa, nu sunt pe panoramele de 12-13 țară, puterea de strâns bidoane. Mai e unul la el în față și unul la mine la Plătirea la Soacă. Acolo celălalt a dispărut. Dar nu că le-ar fi furat cineva. De 12 ani, de 10 ani s-au stricat, le-au luat la Drăguși, au fost pe Vale, vreo 2-3 luat cea pe râu și l-au învățat în 2010, că au fost, nu mai sunt. Nu vrea niciodată să le ia. El a avut nevoie de noi să fac contract cu el și el de mine să fac contract cu el. Și nu am mai venit să ligate. Îl sunam, domnule, nu veni să luați cu pe el, că el nu are, are traitor, are inginer, ce se ocupă de el. Da, dar e cam de aia să duc acum și contribuie să mă și să facă de așa. Și le duci. O zic că dacă le adun o grămadă de la depozit, grăște, dacă nu, atunci pentru mine era o muncă în plus, decât să le încarcă mașină și apoi să descarc la un graj la centru aici să le ia, era o muncă în plus. Mi-am gata mașina, am la Bacău și acolo la Bacău le-au curățat și le-au căutat alții. Acum, Pușcalou a dat fabrica respectivă cu Luginesu, Vlad și nu știu cum îl cheamă. Nu sunt băiatul și ieșe la ter, că vrea să le înnoim contractul, chiar intenționează să demareze afacerea respectivă, ca o mașină luată pe un european de studii scumpă, să facă fulgi de plasă, nu știu ce. Sunt de acord, sunt deschis. Vino și ia, le adun 10 țarcuri, le strângi și satele, că n-am nicio problemă. Dar să facă și colectarea. Să facă colectarea. Deci asta e clar. Eu consum doar motorină în plus. Ideea este că eu nu să facă să facă colectarea la fiecare. Nu, la centru. Nu, pe containere. Dar la pitoane se adună special în centrul comercial, cum avea la Drăgugești, la Heregeu, acolo se adună, cum vin și avion de bere, îl pune acolo înapoi. Și dacă nu vrea el, mai e unul lângă, știu, unde era cu practica asta, mai e unul care are montaile întregi, camioane din plastic acolo. Ce,
Deci mai o altă firmă care face aceeași activitate. Vă spun că o situație de afaceri și care de trafice extremat de bine. E acel domn de la Bucuș care are fabrica de fabrică. Are un centru de contact cu noi menajeri, cum ducem și noi. Îl ducem într-o mașină de selectat, scoate tot ce este fier afară. Și celelalte le videază și le dă către fabrica de ciment de la Piatrănea, la Uite, vă vorbește acolo. Da. Eu am fost la el și am discutat să-mi primească și până atunci când mă primea Bacău, acum 2 ani, când am avut noi ceartă cu Bacău. M-am primit într-o primă fază și când se duc mașina către Bucuș, îmi convenea mai mult către Bucuș decât către Nicolae Bălcescu, că era pe la EMU și de la da. M-am întâlnit într-o zonă și a fost nu pot să mă primesc, când presiuni sunt mari pe capul meu și ridică și mie autorizat la mediu. Și atunci am renunțat. Dar am înțeles acum că îi merge foarte, foarte, foarte bine. Foarte bine. Are o hală mare, duce urmările de amenajare, făcute baloți și le folosește ca și combustibil la fabrica de ciment unde... Dai să... Duce și restul amenajării? Tot, mai puțin fier. Deci o treci printr-o ciur de la fierul să duci sau magnet ceva mare. Deci dacă le pune... Arde tot. Amestecate de vreo... Cred că mai mult e calorii consumate. Nu știu. Poate selectează și legumele alea. Nu știu, nu arde. Deci e legea. Legea fizică. Da, deci trebuie să ajungi într-o stare uscată, dar să poți să-l ia. Și pare că o ardă aia de grăină. De usuc. Dar amestecate cu plastic, cu hârtii, cu inflamabile. Mai proiect numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din asociația de voluntari intercomunitare pentru salubrizare Bacău, orașul Dărmănești. Ia, uite, am zis că vreau să trecem. Nu poate să se excludă. Dar se rezolvase. Din asociație. Cu Dărmăneștiul parcă se rezolvase. Da, dar noi nu suntem. Acum ne trebuie să iată. Abia acum, sau din nou? Din nou. Pe nu poți nimeni de acord. Nu poți fi de acord, că ar fi un precedent. Mă rindescute și pe noi. Și vot penalități. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Votul numărul 1 și proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local de Legiu, numărul 50 din 11/11/2010, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, modificările și completările ulterioare. Da, e vorba de alesa bunul care trebuie ca un act adițional aprobat prin ADIP. Noi avem pe domnul Stoica acolo membru în Consiliu... Da, adunarea... Da, și... Aici e cotizația sau cu ce? Nu, următoarea e cotizația. Noi cum suntem un master plan. Noi din 2022 intrăm, da, nu suntem un master plan. Cine este pentru? Potrivit și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Aici e ok. Cine este? Cine este pentru? Potrivit. Numărul 13. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Legiu adoptate în anul 2017. În anul 2017 au fost adoptate 60 de hotărâri. Dintre acestea, doar o singură hotărâre, cea care stabilește taxă și impuse, se urmează să-și producă efectele în anul 2018. Celelalte au fost aduse la îndeplinire. Niciuna dintre hotărâri nu a fost contestat în contencios administrativ. Au fost trei hotărâri privind constituirea și organizarea și funcționarea Consiliului Local, o hotărâre prin care s-a aprobat statutul comunei, 6 hotărâri privind aprobarea bugetului și rectificări ale bugetului, 12 hotărâri privind investiții și documentații tehnico-economice, aprobarea taxelor și impozitelor, 3 hotărâri, 2 care și-au produs efectele în 2017 și una care se produce anul ăsta este aprobarea rețelei școlare și de contul navetei 10 hotărâri, aprobarea organigramei și statului de funcții, plan de ocupare a funcțiilor publice, regulament de organizare și funcționare, 6 hotărâri, stabilirea salariilor, 2 hotărâri,
stabilirea modului de ținere a registrului agricol, o hotărâre, regulamentul serviciului voluntar pentru situații de urgență, o hotărâre, probleme cu caracter social, două, desemnare reprezentanții în forme asociative, 6, însușirea raportului de audit, una, funcționare poliție locală, o hotărâre, gospodărire comunală, o hotărâre și asistență socială, două hotărâri. Dar cred că mai există. Da. Cine este pentru? Potriva obținut în Tupai și raport de activitate pentru activitate desfășurată în 2017 de către consilierii locali. S-au depus, s-a depus toată lumea rapoartele, da? Da. Da? 15 invers. Vă gândesc înainte de a vorbi dumneavoastră ce mai discutăm. Vreau să vă dau citire în listă de investirea în 2018 și pentru că nu am buget, Carmen. Nu că nu avem buget, tot avem de parte de la finanțe, tot avem cetățeană că nu l-avem, dar noi am schițat în mare parte bugetul. Eu sunt optimist, sper să fie măcar la fel ca cel de la întregul. Împărțit-o eu în două, cu o listă cu investiții care sunt în derulare, cele care, pe care am lucrat și anul trecut, sau care am făcut doar partea de proiectare și urmează să le finalizăm anul ăsta. Și avem aici extindere canalizare de lene, acolo ne-am făcut proiectul anul trecut, anul ăsta urmează să finalizăm proiectul de pe ulița Bisericii și ulița Movilei, sau strada, acum te numim, avem denumiri noi. Modernizarea căminului cu troarele legiu, cel care e depus pe gal și care încă nu l-am chiar de ce am lăsat proiectul. Modernizarea dispensarea de legiu și plătirea la fel depuse pe PNDL eligibile, dar încă n-am semnat contractul de finanțare. Îmi bănuiesc că n-ar cine să semneze cu noi, că o să schimbă guvernul din 3-3 luni, nu mai ar cine să mai semneze. Sper, mai cred că asta e cauza, nu înțeleg nimic ce să mai. Nu se mai, deci, 169 Drăgucești, cel pe care o să-l terminăm anul ăsta, drumul principal. Drumul cel din interes local, care după 2 ani depuse la fir și încă nu avem la fel niciun răspuns. Modernizarea iluminat public. Am început anul trecut și am făcut LG-ul și ciorile la Brătila. Am făcut un calcul și cred că o să pun și anul ăsta în buget 100 de lămpi între cele care sunt pe stradă și care văd eu că își fac treaba cum ar trebui. M-am numărat stâlpii și cred că cu 100 de stâlpi, de 100 de lămpi, reușesc să acopă și de Leniu și Drăgugeștiu, pe drumul principal vorbesc, de la intrare în sat până în capătul satului și pe partea cealaltă, Drăgugești până la Prenzu, cu 100 de lămpi. Urmând ca anul viitor să reușim partea de Brătila din sat și ce mai fi pe ulițele din centru și principal. Alimentare cu apă, care la fel în derulare și nu știu dacă continuăm anul ăsta, atunci am trebuit n-am făcut din libertarea cu apă. Și acum propunerile pe care le-am gândit eu și la care vreau să fiți atenți cu toții și apoi dacă mai găsim ceva și veniți cu alte idei, să le luăm în capul. Am gândit anul ăsta, pentru că ați văzut dumneavoastră s-a întâmplat ieri situații total neplăcute pentru nimeni, nici măcar pentru noi, dar pentru părinți, o alei pietonală la Helegiu. Nu știu dacă voi reuși, dar eu am luat-o în calcul ca și proiect. Măcar pe partea aceasta pe Bacău, unde avem zonă destul de lată și putem să facem o alee de 1,20 m, așa cum sunt în... Numai lui Modura nu se poate face, prin Ardeal peste tot. Sunt alei pe mare peste tot. Și la Bătrea la fel. Cum este podețul acela mic la Bătrea? Ce se întâmplă? Problema e că cei de la Dumnezeu nu ne dau autorizații și aviz. Ei spun în continuu că de asta stăm și pe o calitare cu apă, că vor intra în modernizare. Poate intrăm anul ăsta, că avem ministrul nostru din Bacău, Doamne ajută, de a fi un lucru cel mai bun posibil și nu sunt ironic deloc aici. De aia Dumnezeu să poată face ceva cu omul ăsta, că pun să rămână eu. Iar nu ăsta putea să... Stai asta, da, rezistă. Deci mi-am propus chestia asta, măcar în față de proiect, dar nu de finalizare. Apoi mi-am propus iar anul ăsta modernizarea de C159, vorba din capul celălalt de lei, de la Paraschiv la Aron. Capătul până în capăt, unde se termină asfaltul. La fel în fază de proiect, nu avem bani, măcar să fac proiectul să fie, poate mă lovești cineva cu niște bani la costul județean și am un ziduc. Modernizarea la Ciurea de Sus. Eu zic că am atacat fiecare sat în parte și apoi discutăm. Ciurea de Sus, știți că avem un proiect acela de drum de interes local, drumul din mijloc pentru asfaltare sau betonare, nu știu dacă ne-am. Eu nu știu dacă pe mandatul meu o să reușim să primim proiectul respectiv. Mi-e greu să cred, dacă până acum nu
am semnat nimic, măcar am fost în teren de 2 ani de zile. E clar că nicăieri în zona nu am semnat niciun proiect, banii europeni nu mai sunt și stăm așa. Atunci am gândit primul drum acel care e cel mai circulat, e vorba de vreo 5-600 de metri, să încercăm să-l facem noi pe fonduri proprii. La fel, tot într-o fază de proiect, nu am bani pentru el, dar eu să fac proiectul să fie proiectul făcut, de care topo și trebuie făcut. Apoi am gândit la Drăgugești, pe Vale, o pasarelă pietonală, am văzut-o eu, așa o gândesc, pentru că pentru autoturism, pentru mașini, pentru căruții, nu avem bani, e clar că nu se poate. Dar pe lângă gardoanele cele care sunt pe partea stângă, să vin cu o alee de 1,5 metri, nu știu, ridicate la 70 cm de suprafața râului și apoi în capăt două pasarele tot la fel de 1,5 metri pe care se treacă doar copiii care vin la școală la, sau bătrânii sau care vin în centru, cred că am putea să le realizăm și cred că nu e un lucru rău și nici nu e foarte costisitor, nu știu. Măcar să o fac la fel, fază de proiect. Rămâne acum să văd ce bani pentru județean și o parte dintre astea poate și materializăm cumva, dacă nu, măcar nu cer. Asta la Drăgugești. Doar la Drăgugești mi-am propus anul ăsta să rezolv problema aceea din centru. Mă omoară, mă disperă centrul acolo, nu știu ce să ne fac. Tot am spus că vine proiectul respectiv, că facem, că trecem. Nu. Trebuie schimba pozițiunea, să facem pe banii noștri și dacă o să câștigăm proiectul care va asfalta drumul până la Brențu, să va scade din proiect sau nu știu ce se va întâmpla, nu știu. Schimbăm capul acela de podeț, să punem alt podeț, camere de captare, făcute șanțuri, măcar 20 de metri la deal, 20 de metri la vale și gândit ceva acolo să aibă un pic de față, că nu... La fel, asta am luat-o în calcul. Apoi la Brătila, la fel, am luat în calcul accesul către Costea. În Mocani, din stație până sus, până la Troițe. La fel e vorba de 4, 5, nu știu, 200, 300 de metri, nu știu cât ar fi. Băi, zona din Brătila cea mai populată și de tineri și de acces către Belen, către terenuri agricole și plus către casă. Drumul către Mariana, știm între. Așa. Cel mai principal, asfaltarea, betonul se duce treacă de acolo, un povor. Făcut un povor asfaltare. Nu știu, proiectantul ăsta de părerea. Eu, după mine, ca și calcul, cel mai ieftin este betonul. Nu, acolo, eu zic asfaltul. Asfaltul la Brătila este obligator, nu dacă covor. Dar în trecut aici, drumul să ieși Brătila, l-am trecut eu, plombe, întreține drumul. Aici nu e vorba de investiții. Banii care o să ne vină pe drumuri, cheltuim 5-6 milioane cât o fi, măcar să plombăm acolo unde e... Da, unde îl pierdem și la fel vreau două trei. La fel două, trei copoași pe Brătila pentru că se merge cu foarte mare viteză. Și dacă tot umblăm cu asfalt acolo, putem face două copoași și un gurea în partea celelalte. La Dimoștie, la Dimoștie. Situația asta trebuie să o facem și la terenul obligator. Pentru că este ăsta acolo la tine, la poarta ta, am avut și accident, dacă nu mă înșel acolo. Da, au și intrat. Este foarte îngust, e șanțul destul de mare, e adânc, nu se atenți, gheață pe jos și dezastru. Măcar două trei. Dar asta e vorba de întreținere. Deci asta e lista pe care mi-am propus-o eu. Aici, dacă dumneavoastră mai vedeți altceva, o putem prinde, o putem discuta și vedem cum găsesc soluții. Eu zic că am părit-o cât de cât echitabil și pe fiecare țat în bar. Trebuie să am bani. Încă n-am niciun bani. La Drăgugești, domnul primar, situații de gradul 0 sunt următoare. Una. Cred că cea mai importantă este curba aia de la care o fac. Nu de mult, sunt, cred că, prin o săptămână, cam o săptămână. Tasica aia lui Sandu, o aluneca săraca femeie în colțul ăla acolo, deci era să întâmple aceeași chestie cu mașina de la Queenie Sherpan, care se întâmpla, nici nu vreau să pomenim, care se întâmpla la Elegiune. Deci, ea neavând femeia cobora la vale, da? Știți acolo cât e din gust colțul ăla, ăla e dezastros acolo, ferească Dumnezeu să nu fie, să nu se întâmple nimic, dar nu cred că pot scăpa, dacă nu lățim un pic carosabilul. Ea alunecat, s-a dus lată și cu spatele. Deci s-a dus cu spatele către mașină. Au făcut o minune, Dumnezeu de... Nu vedeți acolo. Deci aia, singura cale e să ne lățim carosabilul pe partea stângă, cum coborăm. Pe șanțul betonat. Pe șanțul betonat. Ba, din contra, acolo unde e închis de Ștefănoaia, locul ăla e public. Adică putem să ne mai... putem să facă bulduzerul, chiar un metru, un metru și ceva. Deci noi acolo avem firma care le face lucrări. Dar e integrat zero. Au fost multe renunțări pe proiectul respectiv, banii ar mai fi să găsim soluții. Deci vă imaginați și din ar fi al unei carosabilul. Deci tot e constrâns acolo și când trece omul, deci pietonul,
moș, babă, copil, ce-o fi, e foarte greu. Vizibilitate, nu? Aici vă rog să mă ajut aminte ce când începe lucrarea, pentru că avem de unde discuta și cu dispoziții șantier să rezolvăm problema să facem pietonar, pentru că bucata aceea de podet și de șanț nu-i făcut pe proiectul inițial. Exact, Este loc suficient, dar se poate face fără 24 de metri, se poate lăsi cel puțin 2 metri, eu vă spun sigur, cu un acord, să zicem, la noul proprietar, care e acum unde au vândut Nicu Ștefan. Deci o să, domnule, un pic din intrând, o să trebuia să și acolo. Dar eu nu cred că omul ăla n-ar da pentru interesul ăsta. Deci asta ar fi de grad 0 la Drăgugești. Mai e ăla care a fost prins pe 2007, nu s-a reușit podețul ăla la... Unde iarăși e problemă. Nu m-am făcut. Da, deci a fost prins pe 2017, nu l-am făcut. Deci a fost cu datorie morală să-l faci în 2018 sau așa. Da, mult de-a. Și e o anexă la lucrarea care a spus noi astăzi în centru, care degeaba am face-o pe aia din centru, dacă nu rezolv acum, vă acolo pe intersecția... N-am spus. De la dealul bisericii, da? Vreau să turn și aia 20 de metri de capăt de asfalt. Nu, capătul de beton care l-a turnat ei. Și atunci o să facem și rigola în fața rigola. Dacă nu facem rigola, ce se întâmplă în locul ăla? Toată apa care vine din strada de pe... Apa se infiltrează direct în... Exact. Apa care vine din dealul bisericii, o ia frumos pe asfalt până în centru. Da? Și așa e acolo este. Deci, exact, aia e sursa dezastrului din centru. Deci, apa vine pe asfalt, nu are altă cale. Deci, singura cale este direcționată spre asfalt. Surcă pe asfalt și vine în centru. Problema e, problema e că ajunge în centru. Și de ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de alea pietonară la copii, îi cireașă după tort pentru copilașii ăia, sincer, nu mi de nimic altceva. Altă soluție nu văd decât asta. E când vin cu picioarele Budi la școală, o trece pe râul ăla de dimineață în două locuri, cel puțin două locuri mereu. Dar, să ne ajutăm, am văzut să pentru copii. Am luat în cap, din ce v-am spus eu acum, cred că asta se va materializa sigur și are la Hilegiu cea pe tonul până la celălalt, o să facem doar fază de proiect. Noi avem niște bani niște pe care puteți să folosim. Adică eu vreau să-i las acolo. Dar dacă nu primim bani din alte, de alte surse, dăm drum la bani. Eu n-am nici interes să mă bani. Primării domnul eu acasă. Ar fi bun. Și ar mai fi problema care urmează dumneavoastră la Drăgugești cu toaleta la copii acolo la școală și mai unii deci aici la școală, mărunțișuri aici acolo la școală. Vedeți că nici măcar n-am scris. Pentru că am luat un calcul pe Hilegiu. Dar încă nu sunt 100% convins și nu sunt 100% că vom face lucrul acesta. După cum vedeți, nu am vrut atent. E cel mai vulnerabil. Sensibil subiect. Am primit săptămâna trecută și vreau să discută și pe televizor și da. Unde e situarea școlii. Aici se va ajunge. Și vă spun de ce cauză va ajunge aici. Pentru că per elev sunt banii pentru întreținerea școlii respective. Cadrul didactic, lemne, cu iluminat mașină. Care acolo, nu știu ce să... Am reușit, numai eu știu cum discutăm aici, cu doamna director, am mers personal la inspectorat și am găsit înțelegere, de a mai amânat o încă un an și inclusiv 2018-2019. Dar nu e sprijinul părinților și a copilor noștri, să știți. Pentru că nu va fi ușor să aducem în urmă nu învăț. Cred că Drăgugești va fi ultima școală care se va desfința de primul. Dar plătirea și, plătirea vor fi printre primele. De ce spun lucrul ăsta? E mai ușor să ia de la o școală mare decât să ia de la o școală mică. Și multe alte condiții care sunt într-o școală mare. Vorbesc de 5-8. Din 1-4 milion nu iau un calcul absolut loc și nu vreau să mă... Nu cred că m-am întâmplat lucrul ăsta. Dar 5-8 se va ajunge aici. Nu știu cât o să mai meargă. Nu știu cât o să mai meargă. Că nici nu are cum să mai meargă. Nu are cum. Și mă gândeam la Hilegiu. Într-o primă fază, pentru că nici aici nu avem un grup sanitar normal. Au un grup sanitar făcut, cred că e mai bun centru la Drăgugești decât cei de la Hilegiu. Deci acolo este căzut la primă șer, nu? La Drăgugești, așa, cu el. Da, ceva. La Hilegiu e WC-ul acela vechi. Îngrădit, da. Nu știu că sunt Hilegiu aici, dar noi am făcut școală aici. Exact același WC-ul în spate, unde se merge la o școală de centru. Este sub orice critică. Am luat legătura cu un proiectant. Nu știu ce înseamnă valoare, nu știu dacă o reușim să o luăm în calcul. Dar măcar să-mi spună cum ar vedea o el și cum s-ar putea face. Și am calculat cumva, pentru că e vorba și în teren, nu e vorba de atâția noastră, e drumul așa de acces prin Pașcu, că acolo este cea mai bine. Undeva în spate, acolo unde e o să vină cu două corpuri normale, cu ieșire direct din școală, cu căldură și cum ar trebui să fie.
luând în calcul că peste un an, doi, plătirea va veni la chirurgiu. Plătirea nu va veni. Apoi de mediu, apoi trei copii, dacă vorbim de aia, cei care vor rămas la școală, plătirea va veni la chirurgiu toți. Nu mai la ce? Cine a avut nu s-a dus? Nu. Îi duce la cine a avut să mai trei copii care urmează să integreze. Deci este vorba și de copii. Ce urmează să integreze? Majoritatea de cei care au astăzi un an sau doi. Dacă chirurgiu va oferi toate condițiile bune, atât umane cât și profesionale, eu vă spun cu strângere de inimă chestia, pentru că eu sunt cazul dati, mă voi întoarce la școală, iar locul meu la chirurgiu a dispărut de tot. Pentru că rămân în sigur profesor de istorie, de exemplu, și în fața mea are identitate vin sau eu știu care antologie, că oamenii au experiență, au vechime, au câmpul de muncă, eu am 12 ani pe la chirurgiu, au câștigat, nu știu, în primărie. Sunt conștient de lucrul ăsta, dar totodată mi se pare normal și nu este ok să înveți într-o singură clasă, trei clase, clasa 5, 7, 8, 8 ani. Nu scrie învățământul ăsta. Nu știu cum să mai meargă așa. Dar să vedem. De asta s-au văzut în ultimele cât s-au născut și atunci deci nu-i clar. Luați în cazul de primar pentru dezbaterea proiectului și un pic modernizarea la Dumnezeu, minim necesar. Deci, la exemplu, n-am luat un calcul nimic pentru că am zis când trebuie să discutăm prin bugetul lor de ce votau ei. De obicei, eu au avut bani care le-au ajuns pentru investiții. Dar vă mai spun o fază. Vă mai spun o fază. Da, acum da, din mă vedem. Eu au lipsă vă 3 miliarde din banii care trebuie, da, care nu poți, nu poți să-i acoperi. Deci da. O problemă destul de normală. Am zis cu doamna director. Dar acum ce se întâmplă? La școli sunt directori profesori. Profesorul este foarte bun profesor. Când vorbești de administrator, așa e o altă problemă. E o altă discuție. Înțelegi? Dar femeia e deschisă orice, oricărei discuții și eu zic că o scoate la capăt acum, dar trebuie să fie bine. Vedeam, nu știu, bine pentru cine. E ca în viață. Dacă bine pentru copii, suferă candidat și invers. Da. Ok, eu mi-am notat astea, dar m-am notat discuții în alte părți, dacă nu... Ce-a dat bine ceva? Nu. Ah, ok. Cu asta fiți cu studiul de juridică și studiul mai sunt.